Filmul Sierra Nevada, cel mai așteptat film românesc al anului, a avut proiecția de gală și în Târgu Jiu. Gazda a fost cinematograful Sergiu Nicolaescu, la eveniment participând și actrița Judith State. Lungmetrajul va reprezenta România la Oscar. Ești cu Laura? Da, cu cine să fiu? Ești fetele. Pe ce-ți caută ele aici? Păi de ce nu iei din mezelurile astea să-ți faci un sandwich ceva, că până vine popa ăsta? Săpăr asta sub taicătura. Tot ce fac eu aici e pentru sufletul lui, dacă n-ai înțeles. Aliluia, aliluia, aliluia. Filmul Sierra Nevada, regizat de Cristi Puiu, transpune într-un mod autentic viața. Criticii de film l-au catalogat ca o reprezentare a clișeelor vieții din România. Acțiunea se petrece într-un apartament în care o familie se reunește pentru un parastas. De aici până la instalarea haosului a mai fost doar un pas. Judith State joacă rolul Sandrei, o femeie arțăgoasă, dar sensibilă. Judith afirmă că acest rol a fost o provocare pentru ea. Pentru mine este prima dată când joc într-un film. Este primul rol ca și actriță. Cum este rolul, nu am să vă spun, sau personajul, vă invit în sală pe toată lumea să vedeți filmul, dar pot să spun că lucrul la film și lucrul cu regizorul Cristi Puiu a fost o experiență absolut deosebită de orice altceva am făcut până acum. Actorii spun că s-a filmat intens timp de peste 40 de zile. S-au filmat 40 de zile, 42 de zile. Mare parte dintre ele s-au ținut în interiorul apartamentului, pe care o să-l vedeți în film, dacă o să-l vedeți, și o săptămână de filmări exterioare. Și cu excepția zilei de duminică, s-a filmat în fiecare zi, de dimineață până când a căzut lumina, într-un ritm intens și foarte încărcat. În privința propunerii filmului pentru premiile Oscar, actrița Judith State spune că nu are nicio așteptare. Filmul va fi nominalizat la categoria cel mai bun film într-o limbă străină, alta decât engleza, a premiilor Oscar 2017.